Salutare tuturor, eu sunt Alex Pia și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta vreau să fac încă un vlog și iar cu acest vlog vreau să încep și o nouă serie care se numește Hai să discutăm. Va fi o serie în care eu vă voi povesti lucruri care mi s-au întâmplat în parcursul vieții mele. De fapt, în parcursul vieții mele, chiar dacă sunt încă un copil, pentru că eu când eram mic chiar am un retardat. Bine, și acum am un retardat, dar când eram mic eram super retardat, adică da. Și hai să dăm drumul. În episod de azi eu voi povesti cum era să fiu un cap de munca, să fiu omorât din orice mistreț. Bun, eram eu acasă, tot așa m-am trezit frumos. Eram în spate, eram cu chipul, m-am trezit, era vara. Deci vara, fac, perfect. Da, în spate e Cartoon Network, ca să nu vă plictisim. Și da, mă trezesc eu frumos, merg și mă duc la Dana. Bat frumos la Dana, la ușă, fac, este Dana și spun... Îmi zice, Dana, că hai să mergem cu bicicletele, chiar dacă eu m-am dus la ea. Fac, mergem, luăm bicicletele, eu aveam o bicicletă, tot. Fană, merge, o roată mai mic, una mai mare, nu știu, era o delină de cât timp. Cu ghidonul îndoit, cu coamele, dacă dădem să meargă partea și ea merge într-a și ea altă. Deci, foarte, foarte bună bicicletă de calitate. Da, la fel ca și canalul meu. Bun, nu contează de bicicleta mea, mergem, Dana s-a urcat pe bicicleta fratelui ei, care era de 10 ori cât ea. Și mergem, iar de la casă la mine, dacă facem așa, aici este o adunare unii în construcții și mă enervează pe mine cu topac, cu ciocanul. Și este o vale, sufăriș, câini, de tăte, deci de tăte găsit. Și mergem în vale, e o vale foarte, foarte abrupt. Iar noi la vârsta și aia ne dădeam bicicletele pe acolo. Deci da, nu știu câți ani aveam, undeva la 9 sau probabil 8 sau 7. Eram super, super mic. Și ne ducem. Acolo este un copac. Bine, acum nu mai este, l-o tăiet, pentru că da, era un copac care venea așa în sus și aici era cam în genul ăsta și avem noi niște scânduri puse pe acolo și era genul caz în copac, chiar dacă era o scândură pe un lemn. Nu conta, noi ne-am dus, nu știu cam pe acolo, frumos, ne avem șoață, v-au zis, lumea vrea să ne spânjurăm, dar noi vrem să ne facem scrânciu. Ne suiem în copac, stăm pe acolo, mai vorbim așa, mai alergăm pe câmpii ca doi proști. Și este un iaz acolo, frumos, eu am dus două teosfase pentru că mama nu m-a primit cu ele acasă. Și am plâns în două aceea, bine, era copil, evident, plângeam pentru orice. Și mergem. Merg. Dana era undeva la câțiva metri distanță de mine. Pe iar eu eram aproape de iaz. Ce s-a întâmplat? Am auzit că își făia ceva pe acolo prin iaz sau stufăriș. Că era mai mult stufăriș, fraților, deci deloc capul nu era. Mi-am băgat acolo, deci, da. Și mergem noi așa frumos, ne băgăm acolo, ne uităm și Dana se duce mai departe ca de în stufărișul cealaltă cu să auză ceva și dă la o parte. Și eu că eram acum, atunci eram așa forțos, Alex, care nici acum n-are cum și uitați, Kelly moarte. Mă duc și mă uit acolo și când văd că ies, ori era, ieșau niște purceluși de aia mici, vreo 2-3 pe aici. Dar jur, eu trebuie să-mi întrebați pe eu, de fapt nu, că nu mai fost nimeni cu noi. Și ies în niște părți de ce mici, ei erau mici și se duc încolo. Și o mă dau un pic mai la în spate. Și bă, că ies o scroafe de ce mare, zicea că e, nu știu, balugă de aia, cu titele, avea colți, titele. Și eu când mă văd stătei, eram speriat, stăteam ceva gen, deci tremuram, nu știu, parcă am paralizat, fraților, deci deloc nu m-am mișcat de acolo. Și stau acolo frumos, ea începe să facă mic. Urla așa ca o nebună, adică nu urla, face... Nu pot să explic. Și stau și mă urla de să erau sperea că știam că dacă fug vine și ne călca în picioare. Picioare, ca să spun corect. Și stau, eu stau și vede că eu plecam cu orcelușul și se duce fix așa în față. Și pleacă, Dana era și-o luat bicicleta, eu nu știu dacă mi-am luat bicicleta într-o așa de acolo. Sau parcă am luat-o. Cred că am luat-o. Mă duc acasă la bunica mea, la străbunica mea care a murit și îmi pare foarte, foarte rău. Și îi spunem ce s-a întâmplat de, cum se cheamă, de porci mistreți că mi-am întâlnit și chestii de astea. Și s-a pus mai bine ca ceva gen. Și ne-a spus că nu trebuie să mergem acolo, pentru că și ei s-au întâmplat ceva în genul ăsta. Ea era mică, bine, eu crescând la țară, ea crescând la țară, toate chestiile astea. Merge și ca să spunea că
mori sau frați sau chestii de astea cu sora ei. Că mergi găsești într-un fel de chestie, un fel de culcuș de ăla cu pari și găsești doi porci acolo. Nu știa că sunt porci mistrez, dar erau așa mici, nici chiar așa, erau așa mici, porceluși. Și îi aduce acasă și îi pune un ierarș și porcea ierarș și vine mama lor și îi spune că mama, am găsit doi purșeluși și am adus acasă. Când s-o uita și-o pușea mâinile în cap, doamne, ăștia sporci mi-i stres, dacă vă prindea scroafa erați rip. Bine, m-au zis rip, dar erați rip. Bun, deci ca după acest episod, oameni buni, nu uitați dacă mai vreți episoade de genul, adică hai să... Bun, deci ca după acest episod, oameni buni, nu uitați că dacă mai vreți episoade din această serie, să apăsați și pe butonul de like, să dați un share pe Facebook, pentru că asta mă ajută să cresc, să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și da, ca după acest episod, iar noi ne vedem data viitoare. Apa!